Bună dimineața, dragi telespectatori! În rubrica noastră de sănătate v-am informat nu odată despre importanța glandei tiroide pentru buna funcționare a organismului nostru și v-am prezentat recomandări utile despre modul cum să ținem sub control parametrii ei. Există însă situații când unui pacient îi se recomandă să-i fie extirpată glanda tiroidă prin intervenție chirurgicală. Și de cele mai multe ori vorbim despre pacienți cu noduli masivi sau cu diagnostic oncologic deja confirmat. Și atunci, aceste persoane se întreabă, putem sau nu trăi fără glanda tiroidă? La această întrebare ne va răspunde în continuare domnul dr. Eugeniu Kondratski, medic chirurg generalist. Putem trăi fără glandă tiroidă. Deci, cândva, istoric, în endocrinologie și în industrie farmacologică, hormonul, substituția hormonală a hormonului tiroidean se efectua prin extracții de la animale, de la bovine, porcini, ceea ce erau niște preparate destul de riscante în apariția unor efecte alergice de către pacient, fiindcă ele bazate pe proteină animală. Dar de mai mult de 20 de ani deja s-a sintetizat industria farmacologică, a sintetizat în unul și unul copie formula hormonului tiroidean uman și l-au sintetizat în laborator. Și de atunci au început să se producă hormonul levotiroxina în condiții artificiale. Și deci este absolut sigură, practic fără reacții adverse, fără efecte negative. Asta e unul ce ține de tratamentul și de substituția aceasta hormonală. Deci da, un pacient tiroidectomizat, toată viața trebuie să administreze hormon o oră înainte de micul dejun. Dacă intervenția decurge fără complicații, pot apărea unele complicații în cazul pacienților care au suferit tiroidectomie. În primul rând este sub efectul traumatismului manipulator în timpul operației sunt nervii recurenți. Nervul recurent drept și stâng, deci laringean, care răspunde de lucru cordelor vocale. Respectiv, la pacient se poate schimba glasul de la un glas nazonat, răgușit, până la absență sau până la șoaptă. Desigur că asta schimbă calitatea vieții, asta dintr-un punct de vedere invalidizează pacientul. Dar dacă pacientul mai era cu o profesie dependentă de glas, cum ar fi cântăreț, cum ar fi profesor, păi atunci practic se invalidizează și este scos din, nu este apt de muncă. Deci schimbă, se poate de trăit, dar schimbă. O altă complicație pot fi traumatismul, dar nu că poate fi, el se întâmplă, doar că depinde cât e de mare acest traumatism, cât e de sever. A glandelor paratiroide, care sunt în număr de 4, 2 sus, 2 jos, în spatele glandei tiroide. Respectiv, ele răspund de această funcție de producere a parathormonului, care reglează metabolismul calciului, fosforului, deci absorpție-reabsorpție, ceea ce permite să avem o concentrație de calciu în ser și să menținem calciu în oasă. Deci când se traumatizează aceste glande paratiroide, din păcate unii pacienți dezvoltă hipoparatiroidii care, dacă nu se restabilesc peste 8 luni de zile, deja se consideră ca un pronostic destul de scăzut că se vor restabili pe viitor. Și acești pacienți sunt dependenți de administrarea suplimentelor de calciu de la o dată și până la 4 ori pe zi, deci în jur de 2 grame de calciu pe zi. Plus, în unele cazuri este nevoie de mai adăugat și cu vitamina D în formă activă. Deci, la fel, schimbă calitatea vieții. Dar de trăit se poate. Și când vorbim despre aceste complicații sau efecte negative, ele nu depășesc procentual un număr de, să spunem așa, 7,5-10% din totalul operațiilor efectuate pe tiroid. Și aici mult contează cine și unde se operează, dar chiar oricum, și în cel mai mari centre de expertiză în chirurgia glandei tiroide, oricum, complicațiile sunt prezente și ele sunt inevitabile. Chiar având
tot arsenalul dotat cu imunofluorescență, autofluorescență, neuromonitoring continuu. Deci la toate congresele, la toate conferințele internaționale se vorbește despre această problemă și da, este o tendință spre scăderea acestei frecvențe numerică, dar oricum el este prezent. Dragilor, Porția de Sănătate de astăzi ne-a demonstrat odată în plus că medicina modernă are soluții viabile pentru diferite boli și afecțiuni care acum câteva decenii nu erau accesibile. Putem deci trăi în prezent fără glanda tiroidă, doar administrând zilnic un tratament substitutiv pe bază de hormoni tiroidieni. Final de rubrică, aveți grijă de sănătate!